Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Mult a fost, puțin mai este, pentru că, iată, alegerile prezidențiale și cele generale, parlamentarele, cum sunt ele cunoscute, bat la ușă. Sunt deja făcute listele și la nivelul județului Hunedoara. Am încercat și încercăm și noi să aducem în platoul emisiunii noastre cât mai mulți dintre acei politicieni care își doresc fie să continue munca pe care au început-o în urmă cu 4 ani, unii dintre ei poate chiar cu mai mulți ani, pentru că avem deputați și senatori care au deja vechime și experiență în Parlamentul României, oameni care să vină în fața dumneavoastră, să își spună până una, pentru că contează foarte mult dialogul cu dumneavoastră. Contează foarte mult ca dumneavoastră să înțelegeți care este rolul acestora, cu ce vă pot ajuta, care este menirea pe care ei o au. Mulți dintre ei au învățat acest lucru, îl cunosc. Unii poate încă mai au de lucru puțin la acest aspect. Discutăm astăzi despre ceea ce se întâmplă la nivelul Partidului Social Democrat, la nivelul județului Hunedoara, dar și la nivel central, și vom mai atinge cu siguranță un subiect care este de maxim interes în această perioadă, pensiile. Sunt multe necunoscute în continuare pentru unii dintre dumneavoastră. Știu că ați întâmpinat destul de multe dificultăți în urma recalculării pensiilor. Au fost probleme care, unele dintre ele au fost rezolvate la Casa Județeană de Pensii, altele încă mai așteaptă pentru a-și găsi soluționarea. Noi, de fapt, încercăm să venim cu informații, cu noutăți pentru dumneavoastră, pentru a vă sprijini în demersul dumneavoastră. Astăzi alături de mine este domnul Ilie Toma, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație, salut mâna doamnelor, bună ziua domnilor! Totdeauna mă bucur când mă chemați și răspund cu da oricărei invitații, mai ales că reprezentăm județul Hunedoara și cetățenii județului Hunedoara și aici sunt multe probleme de rezolvat, în principal probleme sociale. Sunt multe probleme tocmai pentru că județul Hunedoara este unul atipic. Exact. Sunt foarte multe aspecte pe care nu le regăsim în alte județe. Da, dar chiar dumneavoastră ați formulat așa o introducere extraordinar de profesionistă și frumoasă și a spus că politicienii reprezintă pe cei care i-au trimis în Parlamentul României și nu numai în funcții publice, de demnitate publică. Politicienii reprezintă speranțele și încrederea grupului care l-au trimis și unii dintre ei, că am fost foarte atent la ceea ce a spus noastră, își cunosc menirea sau nu și-o cunosc, își cunosc rolul, își cunosc datoria sau nu și-o cunosc, unii încă mai lucrează la această problemă. Și atunci, haide să spunem lucruri pe față, da, trebuie să răspunzi întotdeauna când ești solicitat, chiar dacă uneori trebuie să răspunzi pentru lucruri bune, alteori pentru lucruri mai puțin bune, du-te, ieși cu bună ziua pe ușa din față și vei rămâne întotdeauna cu bună ziua în fața oamenilor. E foarte simplă teoria, practica mai grea pentru unii, într-adevăr. Să știți că, indiferent câtă vechime ai avea într-un domeniu, întotdeauna mai e câte ceva de învățat. Întotdeauna de unde nu te aștepți primești un sfat bun, întotdeauna de unde nu crezi că ai mai putea învăța ceva în domeniul în care activezi găsești o esență care poate să-ți îmbunătățească oricând ideile și viața profesională. Iar viața și oamenii de lângă noi ne dau aproape zi de zi lecții, evident, pe care evident, le putem învăța. Așa ați început dumneavoastră și despre județul Hunedoara. E normal. Cineva la nivel național spunea la un moment dat, niște colegi de-ai mei, nu este scoasă de la mine, dar vreau să o provez. Hunedoara este ca și o țară mai mică. Hunedoara are de toate. Sau, mă rog, avea de toate. Industrie metalurgică, industrie carbonifere, extracție de aur, câmpii mănoase, destul de multe. Avem în același timp ape curate, aici în Hunedoara rezerve de ape, avem energie, deci cam tot mersul unei economii din ce ar putea trăi o țară
destul de bine la nivel dar mediu. Dar să nu uităm că foarte multe dintre cele enumerate de către dumneavoastră nu mai dar există. Dar încă sunt funcționale. I-a cam supărat pe unedurenți și pe bună de dreptate. De tot n-au pierit nimic. Nici siderurgia n-a pierit, nici cărbunele nu a pierit, nici energia nu a pierit. Deci încă suntem acolo pe val. Putem revigora și ăsta este rolul nostru. În principal, da, a social-democraților care punem sufletul pentru ceea ce am fost trimiși. Că ceilalți interesează sau nu interesează să vă răspundă dânsi la întrebările, pentru că nu o să mai fac pe avocatul lor niciodată. Acum este campania electorală și trebuie să tragem linie, să vedem foarte clar care, cine, ce a făcut și ce n-a făcut și să fim trași la răspundere. Și, cum a spus și dumneavoastră, cândva, chiar dacă eram zone monoindustriale, Hunedoara cu siderurgia, Valea Jiului, Cărbunele, Călanul, da, tot cu siderurgia, zona Hațegului cu energie, Mintia și Deva cu energie și materii prime, ciment la Chișcădaga și Ținutul Bradului, zona, exact, Auriferă și Cărbune. Deci, paleta socioprofesională a fost cea mai complexă din România. Vedeți? Ca și o mică țară. Și atunci e normal, fiind paleta socioprofesională cea mai complexă, e normal să fie și probleme de genul ăsta care, na, uneori poate din invidie, să spun așa, a celorlalți din țară, sau poate din necunoaștere a ceea ce a fost în județul Hunedoara, ni se pun uneori niște piedici. Dar de aia suntem noi acolo, ca să le reparăm. Să înțelegem că de ce vi s-a spun? Spus și la București, poate nu odată, că de țineți prea mult cu hunedorenii, de cu Hunedoara. De ce avem noi acolo media la pensii cea mai mare din țară? Pentru că noi depășim Bucureștiul și Ilfovul. La noi media este peste 3.100, parcă, dacă nu mă înșel. București este acolo 2.900, ușor sub 3.000 de lei. Și de ce un județ sau altul nu are așa? Sau de ce părinții mei nu au așa? Păi, acum, mare contribuție au avut părinții și bunicii mei, apropo de ce au spus, din județul Hunedoara, la construcția acestei țări. Fierul, oțelul și cărbunele au dat ceea ce s-a numit la început Uniunea Europeană. Ne aducem foarte clar aminte, pentru că Uniunea Europeană pe asta a fost construită, pe fier și cărbune în principal, când s-a început. După aceea s-a extins și în ziua de astăzi avem tehnologii moderne și e normal să fie un alt progres al societății, să ne bazăm pe altceva. Dar dacă oamenii au muncit greu, au muncit în condiții de frig, de căldură extremă, de gălăgie, de toxicitate, de periculozitate, putea să-i cadă oricum. Unii dintre ei chiar multe și-au riscat viața la propriu. Au fost și multe decese, exact, la locul de muncă. Păi atunci, haideți, cum spunea și Iisus Hristos, dați cezarul ce al cezarului și dați Domnul ce este al Domnului. Atunci trebuie să dăm toate drepturile astea, pentru că pensia nu este un avantaj, nu este o creație așa peste noaptea. Pensia este un drept social pe care ți l-ai câștigat și se merge prin solidaritate. Cei care lucrează contribuie la fond și ajungi și tu, ca și tânăr cetățean, cândva la pensie, și cel din urmă va trebui să facă contributivitate. De aia discutăm despre pensii, despre echitate, despre inechitate. Ce vreau să vă mai comunic și mă bucur foarte mult, pentru că acum există diferențe destul de mari între cei care lucrează și cei care sunt la pensie, pentru că fondul este mult mai bogat. Avem undeva aproape 6 milioane de contracte de muncă. Asta implică, sunt persoane că mereu și un contract sau două în plus, asta implică undeva, din ce am văzut eu la Institutul Național de Statistică și vă puteți uita și dumneavoastră, 5.700.000 de persoane active în România la un număr de 4.700.000 de pensionari. Deci ia cât avem un milion de muncitori în plus, ceea ce în anii trecuți nu era, era tot timpul deficit și erau probleme. De aici plecăm și încercăm să rezolvăm problemele oamenilor. S-a pornit cumva cu această recalculare a pensiilor pe două componente, echitate și în funcție de contributivitate. Cu toate acestea, sunt unii pensionari care în prezent au o pensie mult, mult mai mare față de salariul pe care l-au avut cât timp au fost în câmpul muncii, lucru care îi nemulțumește pe unii și avantajează pe alții, putem spune. Vorbim despre echitate în noua lege a pensiilor și în urma acestor recalculări? Pe bună dreptate, noua lege a pensiilor, vă spun cu mâna pe inimă și cu toată responsabilitatea,
mea, ca și, cum a spus dumneavoastră, un politic, pentru că de una zi, cu ani în urmă, eram făcut una tehnocrat, pentru că eram foarte, tu nu ești un politic, tu ești tehnocrat, că ești foarte apropiat de oameni. Da, așa, pentru fost că prin ați natura lucrat umană. Foarte mult, ați ocupat funcția de director al casei județene de pensii și cunoașteți foarte este bine și prin domeniu. Grație divină, prin născare, calitatea asta care ți-o dă Dumnezeu. Alții au calități de un fel, alții au de altul. Iar apropierea unii pierd de oameni, anumite calități. Nu, aici n-am venit să judecăm pe nimeni. Absolut. Știți? Am venit doar să spunem ce facem noi și de ce e așa și de ce nu e așa. Trebuie să te prezinți în fața oamenilor și să spui, da, ai votat o lege, da, am votat legea pensiilor, noua lege 360 din 2023 și are următoarele avantaje. Și vă spun, este cea mai dreaptă lege care a fost până acum. Este cea mai dreaptă. De ce acest lucru? Pentru că se bazează direct pe contributivitate, pe anii lucrați. Deci la contributivitate egală și la ani egal lucrați, primești același quantum al pensiei, aceeași valoare, sumă, ca să fim pe înțelesul tuturor. Adică și dacă un hunedorean a avut 3.000 imediat de lei, vă explic, să spunem, dacă îmi permiteți. Imediat pensia, vă explic. Salariul? Vă explic. Vă rog. Și de ce acest lucru? De 3 decenii încoace nu auzim altceva decât reparați inechitățile. Faceți ce faceți și aduceți dreptatea. Pentru că unii au ieșit în perioade de timp diferite, pe legislații diferite și atunci quantumul pensiei este mai mare sau mai mic, pentru unii a fost avantajos, pentru unii dezavantajos, trebuia făcut ceva. Și legea 127, pe care Partidul Social Democrat a votat-o în 2019, era o lege la fel de corectă, dar pe care guvernările de dreapta, Câțu, Orban, Mâțu și câți ori mai fost pe acolo, au refuzat să o pună în practică, ba chiar au blocat valoarea punctului de pensie, au înghețat zero interes față de oameni. Acum să vă vorbesc despre legea pensiilor, să nu mai pornesc despre ce n-au făcut ei, pentru că întotdeauna trebuie să vină Partidul Social Democrat și să îndrepte lucrurile și aceea a fost o lege dreaptă, dar asta mi se pare pe o formulă de calcul și mai corectă. De ce? O să vă dau un exemplu foarte clar pe care înțelege toată lumea și face referire și la mineri, tot se iau minerii, că acolo e cea mai mare, să zic, nemulțumire. Și siderurgiști, și energeticieni, și constructori și tot ceea ce ca și profesie au lucrat în condiții grele și foarte grele, speciale, deosebite, grupa întâi, grupa a doua, cum se numea odinioară. Avem de bună seamă, de exemplu, un foarte clar exemplu. În Valea Jiului, 5 mineri, după recalculare, prezumptiv, dar există, vă spun că l-am studiat-o din dosare, și sunt date cu caracter personal și nu am dreptul să mă implic și să spun mai multe, 5 mineri după recalculare au cu toții 100 de puncte. 100 de puncte le-a ieșit după noua recalculare. Au lucrat cu toții în condiții egale de muncă, ca și grupă, au lucrat cu toții în același loc, au lucrat cu toții aceeași perioadă de timp, dar unii aveau, de exemplu, pensie 3.500, alții aveau 7.000. De ce? Și acum o să-mi explic, să fim foarte clar. Primul miner a ieșit la pensie înainte de 1990 și îi se împărțea la 30 de ani. Al doilea, ca și stagiu complet de cotizare. Al doilea miner a ieșit la pensie după 1990, imediat după Revoluție, când s-au făcut și acolo niște chestiuni politice. Acum nu mai contează dacă au fost drepte sau nu au fost drepte și cum, dar păi unii au ajutat. Și li s-a împărțit la 20 de ani. Imediat a avut un quantum al pensiei mai mare. Altul a ieșit la pensie, al treilea, după 2010, pe noua legea pensiilor. Iarăși s-a împărțit la 30 de ani, însă a primit un indice de corecție. Acel indice de corecție a fost iarăși creat artificial, un procent de, nu avea influență asupra punctelor de pensie, dar creștea pensia, era un factor în funcție de inflație, care încerca pentru anumite grupe de muncă să mai acorde niște avantaje. Tot politicii au fost date ele cumva. Al patrulea miner iese la pensie după 2016, când se revine iarăși la 20 de ani. Deci iarăși ți se împarte la 20 de ani și indicele de corecție iarăși ți se acordă. Iar al cincilea iese în anii următori, unde indicele de corecție se răstogolește pe guvernările foarte performante, în ghilimele, PNL, unde au avut inflație enormă și 20%, și atunci indicele de corecție era calculat în funcție de inflație.
indicele de corecție a fost foarte mare și atunci ia câte diferențele la pensie. Unul 3500, altul 4200, altul 4800, altul 5600, altul 7000. Da, oamenii nu au nicio vină. Deci nu a venit nimeni să spună dați-mi mie pensie, că așa au fost temeiurile legale. Dar primul miner, al doilea, al treilea, cel puțin întotdeauna a spus, păi nu-i drept, ăla a lucrat cu mine. Și pe bună dreptate, pentru că au lucrat, cum spuneați, în același domeniu, au ieșit în perioade de timp, cu aceleași riscuri. Da, cred că ați înțeles foarte clar și cred că a înțeles toată lumea. Au ieșit în perioade de timp, pe legislații diferite, în perioade de timp diferite. Și de acolo acele diferențe. Și de acolo acele diferențe. Deci era momentul. Acum, ce se întâmplă? Pe noua lege a pensiilor, la cel cu 7000, da, i-a ieșit, să spunem, cu aproximație cu 800 de lei mai puțin, cu 1000 de lei. Dar ceilalți din urmă au venit și li s-au egalizat punctele de pensie și valoarea pensiei. Și atunci, e posibil în ianuarie să nu-i crească, pentru că din calculele mele au, la cel cu 7000 de lei, va fi o creștere undeva de 13,5% și datele astea le-am luat tot din Institutul Național de Statistică, da? Și atunci, iarăși, se ajung din urmă, mai rămân cam 4% din dosare la nivel național, repet, care probabil nu le va crește pensia în ianuarie, dar și dânșilor ulterior cu o nouă creștere vor merge cu toții liniar și le va crește pensia. Dar, pe de o parte, i-am ajutat pe cei care au fost discriminați, pentru că au fost discriminați și sunt foarte mulți. 82% din dosarele de pensie din țară, 82% în prima fază, ulterior acum mai sunt încă 14%, mai rămân 4%, repet, care vor crește în perioadele următoare. Dar vrem echitate, dar nu vrem echitate. Vrem să fie pentru toți egală, dar nu, mie de ce nu? Ama, sincer, eu m-am pus și în pielea celui care a avut pensia mare și niciun ăla n-a avut nicio vină. Sau m-am pus în pielea că, încă o dată, comunicarea din partea Casei Naționale de Pensii Publice, repet, din partea Casei Naționale de Pensii Publice, nu casele teritoriale, ele respecte ceea ce li se spune, a fost foarte proastă. N-au ieșit de frică, din neștiință, habar n-am, din disperare, că încă le tremura mâna pe nouă soft și nu știau ce să facă, dar n-au explicat oamenilor, domnilor, așa stă treaba. Iar faptul că mulți dintre pensionari au primit în urma acelei recalculări pe hârtie în o pensie mai mică, avem e normal să fie nemulțumit din dosare care au crescut, oamenii. Clar. Da, o pensie mai mică, dar luna septembrie l-a demonstrat încă o dată că pensia nu scade, pensia rămâne aceeași valoare și au luat banii în mână care l-au contul. Dar hai să mai lămurim un aspect. Acești oameni vor mai beneficia în următorii 4-5 ani, să dar spunem, de majorări? 4-5 ani, pentru că, repet încă o dată, deci în momentul ăsta am spus că 86% din pensii au crescut, da? Rămân 14%. Din care 14%, v-am spus că în ianuarie, încă 10% din dosare le vor crește prin acel indice care va acorda la pensie creșteri. 13,5% e în funcție de inflație și de mai multe alte probleme. Asta reiese din ceea ce avem acum date la Institutul Național de Statistică. Poate fi cu 14%, sau poate fi cu 12%, cu aproximație, eu v-am spus un procent. Și atunci, mai rămân după 1 ianuarie încă 4% din dosare. Mi-e greu să vă prognozez ce va fi după ianuarie 2025, de ce? Să vedem cum merge economia României. Dar eu sper că va merge în creștere. În momentul ăsta avem cel mai mare grad de creștere al economiei românești. Avem 80 de miliarde de euro, investiți, asta înseamnă aproximativ 8-9% din PIB-ul României, în investiții. Investițiile, la rândul lor, aduc locuri de muncă, aduc creștere economică. Avem și datorii premierul pe măsură. Marcel Ciolacu, avem și datorii pe măsură, dar sunt mult mai mici decât în anii trecuți. Sunt undeva 48-49%, să nu ne ascundem, din PIB-ul României. Anii trecuți erau 60%, era groaznic. Ne rostogăleam pur și simplu înspre neant. Economia nu mai creștea. Și însăși, în persoană, premierul Marcel Ciolacu a spus, este responsabilitatea mea, urmăriți și, de exemplu, ședința de guvern, nu de săptămâna aceasta, din săptămâna trecută, unde a spus și despre investiții și a spus și despre aceste persoane defavorizate,
că n-au fost creșteri la pensii, în mod special mineri, siderurgiști, era vorba energeticieni despre grupele de muncă care blochează oarecum avantajele din anii trecuți. Și acolo și cred că au fost identificate și cele mai multe probleme. Și persoanele cu anumite invalidități, probleme de vedere, probleme de auz, etc., cu care s-a și întâlnit deja și avem deja, ca să spun așa, două principii, se vor acorda puncte de sprijin și coeficient de solidaritate, că tot discutăm despre solidaritate, în mod special pentru persoanele, repet, cu invalidități, care sunt cu pensie de invaliditate. În urma discuțiilor cu dânsii s-au convenit aceste două principii, dar nu se umple la legea pensiilor, pentru că nu avem voie, v-am spus 5 ani, se umple exact la legea pentru protecție socială pentru persoanele cu invalidități. Și acolo va fi acest coeficient de solidaritate și punctele de sprijin ca să egalizeze oarecum, să nu piardă, să prindă și dânsii indexări. La fel se va găsi o soluție, pentru că și ieri a fost la guvern și ați văzut reprezentanții celor din grupele de muncă care au o nemulțumire urmare acestei legi și au intrat la negocieri și cu siguranță se va găsi și acolo soluție, mai ales că a spus cu subiect și predicat, își asumă toată responsabilitatea să rezolve și problemele minerilor, siderurgiștilor și energeticienilor. Ei, în acest caz căutăm soluții și cu siguranță se va găsi o rezolvare. Cred că e destul de clar ceea ce v-am spus. Dacă mai aveți ceva nelămuriri, oricând, și când sunt în stradă și când în studio de televiziune, vă rog mult să mă întrebați, că noi nu pregătim niciun material, mergem pe un fir de probleme pe care încercăm să le rezolvăm. Poate nu întotdeauna putem legal, dar poate putem să mai umblăm la lege acolo unde este cazul și găsim soluții. Sunteți des abordat pe stradă, pentru că în această perioadă sunteți mai mult în județul Hunedoara, sunteți alături de hunedoreni și mă gândesc că majoritatea vă cunosc tocmai din funcția pe care ați deținut-o în Casa Județeană de Pensii Hunedoara și v-au călcat, cred că, cu sutele pragul în acea perioadă. Vă sutele ar fi puțin. Miile, nu? Sunt patru ani de zile. În patru ani de zile, când am ajuns la Casa de Pensii, să vă spun o întâmplare. Când am ajuns la Casa de Pensii, colegii de acolo îmi spuneau foarte clar să nu te duci în Valea Jiului, să nu faci anumite probleme, pentru că uite ce li s-a întâmplat. Da, veneam în 2012, după acea guvernare odioasă, PDL, care nu a avut plecare față de oameni, tot guvernare de dreapta, și un fost domn, președinte, din păcate nu mi-am amintesc, Șeitan, dar n-aș vrea să greșesc, numele dânsului casei, era președintele Casei Naționale de Pensii Publice și a venit la o vizită în Valea Jiului și avea dânsul și probleme de sănătate, ca să spun, deci nu l-au suportat minerii, au luat pur și simplu ca și în Irak, știți că dădeau cu pantoful când așa au o meteagnă cei din partea de Orient, au dat cu pantoful după el pe scenă, l-au huiduit, l-au fugărit și i-au adresat și cuvinte mai puțin politicoase referitor la sănătatea dânsului, ceea ce n-a fost foarte corect, și spune, dacă merge acolo îți vor da în cap. Păi hai să vedem dacă îmi vor da în cap. Dacă vor da în cap, eu am acceptat să fiu directorul Casei Județene de Pensii, mi-am asumat acest lucru. Dacă nu pot să rezolv acest conflict, înseamnă că nu sunt bun de director, să vin altul. Deci exact așa am procedat. N-a zburat niciun pantof, nu? Nu, nu, din potrivă, să știți, minerii nu căutau revoltă, minerii nu căutau să se răzbune pe cineva, minerii căutau soluții, că și atunci erau probleme, exact cum am spus, cu grupele de muncă. De aia tot s-a umblat la legislație, am încercat să facem... Pentru a găsi cea mai, exact, cea mai bună formulă, și așa s-a întâmplat. Pe de altă parte, lucrurile mărunte fac diferența. Du-te între oameni jos și vezi ce le lipsește, ca cel care este, că sunt oameni cu probleme, bolnavi. Nimic mai simplu decât un pahar de apă, vara să fie un aer condiționat pus, nu erau evident, caloriferele nu mergeau, iarna să fie căldură, este foarte simplu. Șoferul nu-l purtam cu mine, îl lăsam acolo și puteam să umblu cu mașina, că nu cădeau galoanele sub nicio formă, și anunța dacă sunt probleme de sănătate, chemai mie de salvarea, sau mai erau și alte probleme, știu eu, de natură, sunt și oameni recalcitranți. Am avut și probleme de genul ăsta, am avut și furturi de la ghișee și am reușit să îi găsim pe toți și să-i prindem. Veneau tocmai din județul Arad, ca să știți cum se întâmpla. Probleme sunt, dar dacă vreți să le rezolvi, le rezolvi. Și am spus că eu nu vreau zi de audiență. Deschideți ușile.
Păi cum că o să vă invadeze? Deschideți ușile. Da, e adevărat, 4 luni de zile, poate că am avut în fiecare să zic câte 30-40 de oameni, poate 50. Dar pentru aia m-am dus acolo. Mai mi-a trebuit niște săptămâni să mă pun și eu la ghișeu și să văd exact cum se face un dosar de pensie, pentru că lucrasem orice, dar pe resurse umane. N-am lucrat niciodată, chiar am fugit de lucrul ăsta, dar se pare că am avut chemare și pentru așa ceva. Așa s-a întâmplat după 4 luni de zile. Vă dau cuvântul de onoare că nu veneau mai mult de 15 oameni pe săptămână, ceea ce era onorabil. Nu, pentru că mare parte dintre probleme ați reușit să le rezolvați. Și să vin aici. Mă duceam în studiourile de televiziune. Ajutați pe acești oameni. Vă amintiți, mă special cu asta. Luam foarte simplu numărul de telefon și sunam multe ori și vedeam. Erau chiar foarte mulți hunedureni, deci, foarte mulți pensionari care sunau și în cadrul acelor emisiuni. Am retrăit acele clipe. Am retrăit acele clipe. Vă dezvălui acum niște întâmplări din ultimele 10 zile când am strâns semnături la corturile la intrarea pieței din Hunedoara, din care organizație PSD fac și o parte, condusă de performantul primar Dan Bobozanu, și am avut acolo corturi pentru semnături, strângeam și numele organizației județene și numele organizației municipale Hunedoara a PSD-ului, strângeam semnături pentru candidatura domnului premier Marcel Ciolacu la președinția României și pentru candidatura celor care vor fi propuși să reprezinte Parlamentul României din partea Partidului Social Democrat la nivel de județul Hunedoara pentru următorii 4 ani, ale căror alegeri vor fi la 1 decembrie. Și atunci oamenii veneau, dădeau semnătură, dar nu interesa în mod special ce semnătură dădeau, ci îmi spuneau de pensii, pentru că în mod special ajungeam dimineața la 8, la 9 și stăteam până la 14 în prima fază, și atunci vin oamenii care sunt la pensie, care nu au serviciu, care nu lucrează, majoritatea sunt pensionari, veneau cu decizia de pensie, le făceam poză, numărul de telefon, pentru că nu mai am acces la baza de date. Ulterior mă duceam a doua zi, când puteam de dimineață, luam datele, sunam și eu și colegii, rugam, vedeți care constau lucrurile, unde era mai simplu, îi sunam eu, unde erau probleme de date din sistem, îi sunau dânsii și le mulțumesc încă o dată colegilor de la Casa Județeană de Pensii din Hunedoara, pentru că au rămas la fel de buni și de prietenoși, cum au fost întotdeauna, și continuă profesionalismul ăsta să fie aproape de oameni. Deci asta s-a întâmplat, nu că, vai Doamne, ce calități deosebite a avut un om sau altul. Fii alături de oameni și oamenii te vor căuta întotdeauna. Ba mai mult, auzisem niște zvonuri și aș vrea să redau exact cum spuneau dânsii, că în piață, la intrarea în piață la Hunedoara, există un birou care recalculează pensiile. Era cortul nostru, nu recalculam nimic. Dar fiind dumneavoastră acolo și ajutându-i pe un birou care dădea sfaturi pentru pensii, da. Deci rămâne, se pare că eu rămân o viață cu eticheta asta, că fac parte din Casa Județeană de Pensii a județului Hunedoara. Dar nu e nicio problemă. Mie îmi pare bine, pentru că tocmai acest lucru se pare că m-a propulsat și pe mine în cariera profesională, și atunci Dumnezeu să ne ajute, să putem colabora în continuare. Mă duc oricând, oriunde, dacă sunt probleme și vedem de ce natură sunt. Evident, în limita legii. Tot ceea ce este legal. Nu pot să fac, pot să fii și deputat și senator și președintele României, e bine să fii în limita legii, nu altcumva, pentru că ulterior se vede mai că avem, plătești. Mai avem noastră exemple care nu au Doamne, nu mă încânte când îi merge rău la unul, dacă a făcut ceva, dacă a făcut fiecare ceva, plătește legal. Probleme în viață cu toți avem, cu toți suntem oameni, ne lovim de anumite probleme, dar deciziile pe care le luăm în acel moment, poate că uneori nici nu ține de noi să intrăm cumva la nanghie, dar să încercăm să evităm acele momente și să facem cât mai mult ce este legal sau total ce este legal. Deci e mai foarte greu, că mai depășim pe linie continuă, mai depășim viteza. Eu vă spun din punctul meu de vedere ce singurele probleme care le-am avut cu legea întotdeauna a fost că mai sunt probleme de circulație. Dacă am fi avut o autostradă care să lege cap-coadă București, Deva, probabil că n-ați fi... Și dacă am fi avut o autostradă românul, și eu sunt român, când are o infrastructură mai bună, dă-i un pic mai tare ca să simți mașina, știți? Cam asta se întâmplă. Hai să fim, că noi suntem așa dornici, să vedem noul. N-am avut totul la dispoziție ca și cei din Occident care s-au născut cinstelor în alte condiții de viață. Și acum când ne prindem și noi așa cu bucata, mai exagerăm pe undeva. 1 decembrie, alegerile parlamentare, o zi la care
probabil destul de mulți români își vor rupe așa din timpul lor pentru a merge la vot. În județul Hunedoara au fost creionate listele, liste pe care vă regăsiți, cum cred că ne așteptam cu toții să fiți acolo în continuare. De ce? Vă mulțumesc, ce spuneți. De ce încă un mandat? Pentru ce anume v-ați dori să continuați în această funcție? În primul rând vreau să mulțumesc celor care m-au propus, pentru că așa e normal, dar așa simt eu în primul rând. Mulțumesc președintelui Laurențiu Nistor, care totdeauna dă dovadă de un profesionalist deosebit. Președinte Laurențiu Nistor nu te alege dacă nu ești un jucător la firul ierbii, nu te alege dacă nu vrei să faci ceva, nu te alege dacă nu vrei să înveți mai mult și să progresezi în ceea ce faci. Și eu consider acest lucru ca și un lucru de bun augur, de apreciere. La fel îi mulțumesc și președintelui Dan Bobolțanu pentru organizația de la Hunedoara Municipală PSD, care m-a susținut. Le mulțumesc colegilor Partidului Social Democrat de la nivel de județ Hunedoara, care sunt cu toții consilieri sau în funcție de demnități publice. Le mulțumesc colegilor de la municipiul Hunedoara, care și dânsii au o mare contribuție în tot ceea de a ne promova unul pe celălalt și de a ne susține, pentru că nu faci singur nimic, totul este o echipă. Și mai avem o calitate, să zic așa, noi nu mușcăm niciodată mâna care ne-a fost întinsă. Încercăm să învățăm, nu încercăm să o dăm la o parte, și ia cât a funcționat foarte bine sistemul ăsta de a ne respecta unii pe alții, de a juca în echipă. Câștigăm, cetățenii apreciază lucrul ăsta, noi încercăm să facem cât mai multe legi, care suntem în Parlamentul României sau cei care sunt în administrație publică, cât mai multe beneficii pentru cetățenii pe care îi reprezintă, și atunci trebuie să duci mai departe. Poți să și renunți, depinde de vârstă, depinde de ambiție. V-ați gândit să renunțați chiar dacă ați fost propus, iată, acum nu vreau să fiu ipocrit, nu m-am gândit să renunț. De ce? Vă răspund foarte clar. Nu aș fi avut de ce să renunț, că au fost momente mai grele. Întotdeauna au fost și vor fi momente mai grele, dar în momentele grele trebuie să dai dovadă că ai ambiție și să nu dai bir cu fugiții. Cum v-am spus întotdeauna, politica mea, colegilor mei, doamna ministru Natalia Intotero, domnul Viorel Sălan, colegul deputat, domnul Cristi Răzmăriță, colegul senator din partea PSD, județul Hunedoara, grupul nostru care reprezintă cetățenii în Parlamentul României, întotdeauna au dat dovadă de respect exact pentru valorile care v-am spus și eu, politică pentru familie, politică pentru cetățeni, politică pentru comunitate, și puteți să-i luați pe fiecare în parte și o să vedeți că fiecare are contribuția lui legală. Nu vreau în momentul ăsta să mă judec pe mine, că întotdeauna suntem subiectiv, să mă judece alții pe mine, dar mă mândresc cu colegii pe care am avut, mă mândresc cu fiecare în parte. Gândiți-vă, ministrul Natalia Intotero, păi, politicile astea pentru familie... Deputat PSD de Hunedoara. Deputat PSD de evident. Politicile astea pentru familie, de ce nu l-au făcut și ceilalți înainte? De la fertilizare, până la protecția antidrog, până la probleme de creditare pentru tinere, deci acoperă o gamă foarte mare. Asta demonstrează că vrea și poate și cu sufletul față de tineri, față de vârstnici. Avem și căminele alea care nu au funcționat până a venit dânsa la... A fost o preluare greoaie de mandat a doamnei Intotero. Avem Viorel Sălan, de un profesionalist deosebit. Un om care toată viața și-a dedicat-o ideii de a fi alături de cetățeni. Avem Cristi Răzmeriță. Păi ce să vă mai spun? Cristi Răzmeriță ruptă trup și suflet pentru Valea Jiului. Repet încă o dată, nu suntem perfecți. Avem și noi problemele noastre. Dar la noi nu sunt probleme, sunt exerciții, că le rezolvăm așa din mers, încercăm... Care este cea mai mare realizare pe care deputatul Ilie Toma a avut în mandatul... Haideți să lăsăm populația să se uite pe site-ul Camerei Deputaților, să vă... Nu mă pot eu judeca eu pe mine. Cea mai mare realizare, eu consider asta cu politicile sociale. Am avut trei mari teme când... M-am dus în Parlamentul României în 2016 și debutam și eu, ca și fiecare când începe un lucru nou, și am spus următorul lucru. Voi fi alături de vârstnici, vârstnici sunt și pensionarii, evident, și vom încerca să reparăm toate inechitățile,
au fost legi date de-a lungul celor 8 ani, de două mandate, care, zic eu, au fost bune pentru județul Hunedoara. Deci, această, au fost acest politici proiect pentru tineri, gândiți-vă, la care am contribuit și eu la învățământul școlar, dual, profesional, adică la reinventarea învățământului profesional, pentru cu că ne lipsesc contribuit? Cu legile care le-am formulat și le-am dat. Am fost la toate întrunirile și la nivel de județul Hunedoara, pentru că acum profesionala înseamnă altceva, școala profesională. Înseamnă așa o contribuție și a autorităților locale, înseamnă o contribuție și a operatorilor privați și înseamnă o contribuție și a școlii, pentru ca tinerii să fie stimulați, să primească bursă, să primească anumite avantaje și să aibă loc de muncă după ce termină acest lucru. Ei înfloresc școlile profesionale în România și sper că tinerii ne vor rămâne acasă. Mai mult decât atât, în domeniul ăsta am contribuit și la creditele pentru tineri și la prima casă și la programele care s-au succedat. Totdeauna s-au numit prima casă, dar au fost niște programe care s-au succedat și au fost oprite în 2020-2021. Dumnezeu îi va răsplăti pe aia care i-au fost interesați în mod special pentru cetățeni. Și la persoanele de vârstă medie care lucrează și fiind în Comisia de Industrie și Servicii, având funcția modestă de vicepreședinte, întotdeauna am încercat să promovăm investițiile, întotdeauna am încercat să promovăm tot ceea ce era bun în sănătate, servicii, industrie și servicii, în turism. Și mă bucur că am putut să avem și contribuții pentru legea salarizării, care din nou va fi o lege a salarizării dată, pentru că este un jalon în Planul Național de Reziliență făcut către Uniunea Europeană și undeva până la sfârșitul anului trebuie să apară și noua lege care să fie o lege dreaptă și acolo, iarăși. Deci a fost odată dată legea în 2017 a salarizării, dacă nu mă înșel, a fost o lege corectă, dar au fost operatori în firmele de stat, în anumite agenții care și-au mai găsit ei și-au mai băgat niște sporuri, păi nu este corect. Haide să fim cinstiți, nu mă interesează cine e președintele României, dar este președintele României. Cum o fi chemând el să aibă 18.000 de lei salariu, iar director și președinți de agenții să aibă 18.000 de euro, am spus? Nu, 18.000 de lei are președintele României, iar cei de la nivel de agenții și președinți și directori la firme de stat să aibă undeva 500 de milioane de lei, 600 de milioane de lei, introducându-și anumite sporuri. Nu, trebuie resetată tot această treabă și să se plece de la salariul președintelui României, care să fie foarte clar și pus pe hârtie și de acolo, în funcție de punctaj, până la salariul minim care trebuie asigurat celor care lucrează, să fie o diferență cam de 12 puncte. Cam asta este. Deci nu mai depășește nimeni salariul președintelui României. Nu este corect. Vi se pare corect? Cel puțin nu la stat, pentru că în privat nu discutăm în privat. Am spus exact, pentru... E bine să subliniem acest lucru, să nu se înțeleagă în privat, altceva. Fiecare cât își permite privatul, fiecare dacă găsește profesioniști cu adevărat și mă bucur că și acum am citit pe știri pe surse că cele mai bune salarii sunt în IT și e normal pentru că IT-ul este viitorul acestei națiuni. Este prezentul, pentru că îl regăsim practic în mai toate domeniile de activitate. Este prezentul, ce va fi peste ani de zile, da. IT-ul poate să regleze, ca să vă spun așa, că contribuția pentru energie. Am avut o discuție în ședință de comisie la industrie și servicii și spuneam ce atât IT, cu ce poate, de exemplu, să contribuie la îmbunătățirea sistemului energetic, la îmbunătățirea producției de energie. Ei, ia câte poate și vă spun cu ce. Retehnologizând totul și calculând prin calculator toate traseele care transportă energie electrică în România sau în, oricare altă țară, vezi unde sunt problemele la tot nivelul național, vezi unde sunt supra-solicitate rețelele, circulă prin alte rețele și ai ergonomie, ai profesionalism. Ba mai mult, tot prin această retehnologizare și IT poți să stochezi energia respectivă. Există și modalități tradiționale de stocare, dar există și modalități noi, prin baterii, prin care adevărate containere. Care sunt deja folosite și au dovedit eficiența. Da, dar încă sunt pe mică, pentru că, repet, se va și acele lucruri trebuie. Exact. Și acest domeniu. Repet încă o dată, tot ceea ce va însemna tehnologie nouă va fi bazată pe IT. Că ne place, că nu ne place nouă ăstora, trebuie care avem o altă adaptăm. Vârstă, trebuie să ne adaptăm ca să trăim la situațiile moderne. În două minute o să vă rog maxim să-mi răspundeți. Turul 2,
la prezidențiale, pe cine vedeți? Cine va fi? Cu siguranță premierul Marcel Ciolacu și probabil alți trei candidați care sunt acolo bară la bară, să folosesc termenul ăsta popular. Ciucă, Simion și Geană, undeva unul din ei trei. Mai avem și Elena Lasconi, candidat. M-ați întrebat, asta este părerea mea. Elena Lasconi nu intră în turul 2 la prezidențială. Nu are cum, nu are susținere, e un partid scindat, n-ați văzut. Nicușor Dan merge cu Ciucă, văd că și, de ce v-am spus, nu-s convins că intră Ciucă în turul 2, pentru că și PNL-ul devine un partid scindat, urmare a ceea ce s-a întâmplat cu legea care a vrut să dea cu dedicație pentru președintele României, ceea ce nu-i corect. Constituția spune clar, președintele României trebuie să fie independent politic. Cât ești președintele României, trebuie să fie independent politic și nu poți să fii pe lista niciunui partid. Acum, dacă forurile superioare ale justiției în alta curte sau biroul electoral central sau autoritatea electorală spun că e drept, eu nu mă pot opune, pentru că dânsii sunt specialiști în acest domeniu. Independent politic, însă propus și promovat de un partid politic. Da, corect, așa a fost. Dar în momentul în care ești președintele României, tu nu mai faci parte din niciun partid politic. Ești cu, nu știu, cu jumătate de suflet, să spunem, acolo undeva. Nici nu este corect să-ți îndepărtezi prietenii, să spunem așa. Legea s-a schimbat în ceea ce privește pe prefecți, de exemplu. Pe prefecți, era... dar nu la președinție. Nu s-a schimbat încă. Dar dacă... Repet încă o dată, vrei să fii președintele unei țări, tu trebuie să fii președintele și celor care te-au votat și celor care nu te-au votat. Indiferent de ceea ce ai tu proveniență politică. Așa se face. Așadar, credeți că lupta va fi purtată? Păi vedeți că și PNL-ul se scindează. Și? Ciucă votează cu Nicușor Dan, Nicușor Dan cu Ciucă, se susține reciproc, partidele în spate se scindează. PNL-ul, păi, partenerul de coaliție al PSD-ului, nu? Din punctul meu de vedere, da. Sunt cele două partide istorice, sunt două partide care sunt profesioniste și vedem acum prin ceea ce vor vota cetățenii, pentru că dânsii spun întotdeauna când urnele vorbesc, politicienii trebuie să tacă. Dar din punctul meu de vedere, da, singura guvernare care se poate realiza, pentru că niciun partid nu poate fi singur, este guvernarea cu PNL-ul. Chiar dacă dânsii în momentul ăsta de restriște, de... așa, cu sufletele sunt la pământ căzute și nu mai văd nicio rezolvare a situației și dau tare că vor o guvernare de dreapta, nu au cu cine să o facă. Dar mai mult uneori își asumă și anumite legi pe care PSD-ul le-a propus și le-a promovat, iasă în față și... Deci, repet, aici e o altă treabă, e o treabă de coaliție, de guvernare. Noi vedem rezultatele din decembrie, după care venim în studio și venim și mai repede ca să ne mai prezentăm din programele noastre, dar... Tema finală vom discuta după decembrie 2024, sau mă rog, după 8 decembrie 2024, vedem cum se așează apele, vedem cum hotărăsc cetățenii ceea ce trebuie să se întâmple cu România, fiindcă cetățenii România nu mai sunt în afara politicii. Acum simt și văd, vedeți, numai ce s-a întâmplat cu legea asta dată cu dedicație, cum au simțit-o și cum au respins-o ca și opinie cetățenii României. Și atunci... Tu reprezinți cetățenii României, ok? Du-le dorința până la capăt. Un ultim aspect, maxim un minut. Partidul AUR a anunțat că își va asista campania electorală sau, mă rog, în această perioadă de promovare a candidaților pentru a-i sprijini pe cei din Galați și Vaslui. A, că s-a dus acolo și a făcut poze cu hârlețul care avea și etichetă. Au dat și la locată. Da, și-a făcut. Păi n-au mai stat, domnule deputat, să mai dea jos eticheta pentru că s-au apucat de lucru și s-au văzut deci, în imagini. De ce n-ai făcut poze după ce ai lucrat, nu înainte? Te-ai pozat și ai plecat. Lăsați că știu cei cum funcționează treburile astea. Cei din PSD, toți politicienii au se fost pozează. Reprezentanții la nivel înalt, cei din PSD, premierul a fost acolo la fiecare localitate unde au fost probleme. Premierul României, Marcel Ciolacu, a făcut inventarul, 6.000 de familii sunt afectate din județele Galați și Vaslui. Premierul României, ca ajutor de urgență în ședință de guvern, a dat în prima fază 10.000 de lei pentru fiecare familie afectată. Sunt fonduri în ședința, pentru așa ceva. Da, din fondul de rezervă exact. Al premierului, da, al primului ministru. Corect, sunt fonduri, dar poți să le dai sau poți să nu le dai. Dacă ești cu suflet, păi nu trebuie să fii alături de oamenii defavorizați, întotdeauna. Alții n-au fost. Haideți să fim sinceri. Au înghețat pensii, au înghețat salarii, au
închid spitale, școli. Lăsați-i în pace, nu discutăm despre noi. Premierul Marcel Ciolacu dă al doilea ajutor deja prin hotărâre de ședință de guvern, de un voucher de 15.000 de lei în care poți să-ți iei electrocasnicele, că astea sunt problemele cele mai mari acum, și ajutoare de încălzire pentru iarnă. Premierul Ciolacu a dat 8 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii, drumuri, podețe care au fost afectate, și tot premierul României a negociat la Uniunea Europeană, Marcel Ciolacu, și vin 1,5 miliarde de euro cu preponderență. Banii vor fi dirijați pentru repararea caselor care au fost afectate și curțile care au fost afectate și pentru acele îmbunătățiri funciare, cum li se spunea, adică îndiguiri, ceea ce trebuie ca să nu mai existe alte inundații. Și ceea ce trebuia oricum, făcut, trebuia făcut de mult timp. Pentru că și în județul Hunedoara avem această problemă, sunt zone da, care dar în permanență zone, sunt zone inundate țară, și nu de se relief face mult mai jos. Și atunci e foarte greu, dar trebuie să faci pași dacă tu de ani de zile nu faci nimic. E normal că trebuie cineva să vină, gata, stop, zero, momentul zero. Poate și acei oameni trebuie să fie mai atenți pe cine trimit să-i reprezinte și să-i sprijine. Foarte corect spuneți. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă doresc în continuare. Și eu vă mulțumesc mult, vă mulțumesc de susținere și Dumnezeu să ne ajute la toți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!